Un nou sistem de computer tomograf, echipament de ultimă generație, producția anului 2022, a ajuns la sfârșitul săptămânii trecute la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin, aparatura fiind achiziționată în cadrul unui proiect finanțat în cadrul programului operațional Infrastructură Mare implementat de Consiliul Județean Mehedinți. În ultimii ani au fost realizate ample investiții în județul Mehedinți. Infrastructura de sănătate este în plin proces de reabilitare și modernizare și asta datorită implicării președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Un nou sistem de computer tomografie, echipament de ultimă generație, producție anului 2022, a ajuns la sfârșitul săptămânii trecute la Spitalul Județean de Urgență. Sistemul CT are adresabilitate atât pentru pacienții adulți și pediatrici, cât și pentru pacienții cu un grad ridicat de obezitate. Sistemul dispune de tehnologia prin inteligență artificială care îmbunătățește confortul pacientului, fluxul de lucru și calitatea actului medical. De asemenea, sistemul este echipat cu software-uri avansate de postprocesare pentru diverse patologii, cum ar fi analiza neurologică, analiza oncologică, angiografie cu sau fără subtracție de os, analiză pulmonară, analiză hepatică, etc. Mă bucur că în paralel cu eforturile noastre de a gestiona proiectele de reabilitare a infrastructurii de sănătate, se achiziționează și aparatura pentru care, de asemenea, am depus proiecte pentru finanțare cu fonduri europene. Sunt demersuri pe care le-am făcut în paralel, tocmai ca la finalul lucrărilor de la nivelul clădirilor și aparatura să fie performantă pentru un act medical de calitate, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Sistemul de computer tomografie a fost depozitat și va fi pus în funcțiune în câteva luni în clădirea nouă a ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență. Unitatea este construită în cadrul proiectului Extindere și dotare a ambulatoriului de specialitate integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, implementat de Consiliul Județean Mehedinți.